Și cred că asta ar fi principala sau cea mai importantă, cel mai important lucru pe care ar trebui să-l facem, să încercăm să ne întoarcem la noi și să găsim în viețile noastre lucrurile care cu adevărat ne fac fericiți. Pentru că dacă ne uităm la ce facem mânați așa de mirajul acesta, probabil o să ne dăm seama că nu suntem foarte fericiți. Adică vrem tot mai mult și cumva nu ne duce spre fericire cu acesta. Sau spre noi înșine, spre autenticitate. V-ați gândit vreodată să faceți propria dumneavoastră definiția fericirii? O aveți? Puteți să ne spuneți? Da, este o observație foarte bună și o întrebare foarte bună pentru care vă mulțumesc. Fericirea nu este ceva predefinit. Fericirea este personală. Și psihologii astăzi nu vorbesc despre fericire ca ceva predefinit, ci vorbesc despre fericire ca un sens pe care îl dai tu lucrurilor. Și sensul este foarte personal. Adică, pentru mine, de exemplu, este foarte important, mă face fericită, în mare măsură, să fiu înconjurată de oameni și să fiu de folos oamenilor. Și asta poate să fie, să-ți aducă fericire. Fericirea înseamnă sens. Asta cred că este una dintre ideile pe care vreau să le transmit astăzi, că fericirea este ceva personal. Pot să spun Daniela, să nu ne tot Daniela. Deci, starea ta de fericire, clar, e una personală. Și ea se instalează în sufletul tău atunci când tu te dăruiești pentru ceilalți. Corect? Și tu, pentru tine? Că mereu ni se spune că dacă tu nu te prețuiești, nu te iubești, nu ții bine ție, nu ai cum să zici că ai cunoscut fericirea. Cum vine? Că se cam bat capul în deloc. Deloc? Da. Păi, din moment ce pentru tine acest lucru are sens, faptul că te dăruiești celorlalți, așa cum am spus, asta îți aduce și ție energie și îți aduce și ție puterea de a continua. Și, bineînțeles, e un exemplu particular. Alții găsesc sensul în, nu știu, în a cerceta ceva care să rămână mai departe, ceva important pentru omenire, da? Poate să fie un sens în asta. Sau sunt foarte multe lucruri pe care le considerăm a ne apropia de noi. Și până la urmă nu se bat cap în cap orice am face, pentru că în momentul în care avem acel lucru înseamnă fericire pentru noi, acel lucru ne aduce și nouă energia să putem să ne dezvoltăm și să mergem mai departe. Domnul profesor Petru Iluț, v-am spus recent, așa la scară de evoluție, zic recent, profesor, că a fost anul trecut, așa, a scos la editura Polirom cartea Dragoste, Familie și Fericire spre o sociologie a seninătății. Cine dorește, domnul profesor are două... credeam. Pe e-mail, am înțeles. Am crezut că are domnul profesor cărți la domnia sa. Domnule... Nu că le-a cumpărat cineva, ci Miloceviț rupele și vieturi. Așa se face cu cărțile, domnul profesor. Cine a publicat o carte știe. Așa. Domnule profesor, cred că alaltă ieri am citit la radio și îl salut pe un maestru al radioului Crujan aici de față cu noi și mulțumesc că este alături de noi și că dimineața mi-a spus că mă ascultă, ceea ce mă face de mâine dimineață să altfel să aportez emisiunile la radio. Când știi că te ascultă un maestru al radioului Crujan, nu mai poți să-ți dai drumul cum vrei tu. Până acolo făceam. Așa. Domnule profesor, alaltă ieri cred că am citit pe radio o știre cu numărul divorțurilor în România, care a crescut exploziv, cu numărul tinerilor care aleg să nu mai își facă o familie, cu însingurarea asta care cuprinde societatea aceasta atât de evoluată, nu? Atât de tehnologizată, atât de progresistă, atât de modernă, de toate domeniile. Și cu toate acestea, omul
Mi se pare mie sau pare că suferă din ce în ce mai mult un profesor de însingurare și de nefericire. Exagerat să spun asta? Dați-mi voie să vorbesc din picioare și să vă și ridic un pic. Am suferit foarte multă vreme și, apropo de singurătate, mă durea mai mult decât singurătatea, descundime. Nu de micire, niciodată. Se aude? Descundime. Era o nefericire, dacă vreți, era un necaz, era o supărare extremă când mergeam la balul, erau atunci și nu puteam dansa cu fete mai înalte decât mine. Multă vreme am suferit, până târziu după standardele actuale. La 20 de ani am avut o prietenă basketbalistă. Avea 89-90 și mi-a spus că totul e ok, că nu mai trebuie să am complexe. De atunci nu mai am complexe, dar mi-a rămas reflexul. Așa că vă rog să apăsați. Pe de altă parte, apropo de carte, Dragoste, Familie și Fericire, după apariție, eram acolo într-o crâșmă care sună bine, îmi pare rău că nu e pe acolo Euforia sau el nu s-a mutat aici, că era un duet foarte interesant, se numea Insomnia și Nostalgia. Când mă plictiseam de nostalgie, mă apuca insomnia. De insomnie mă duceam la nostalgie, ce bine ar fi făcut față și Euforia. Da, foarte bine mă prind până aici. Era acolo poetul Ion Mureșan și lângă el mai era un poet, bun de altfel. Și îmi zice, domnule profesor, n-are sens, adică ordinea aici nu-i bună. Cum Dragoste, Familie și Fericire. Mă rog, dragoste, fericire, și după aia familie. E greu să spui că după familie urmează fericirea. Dar el după aia am aflat că era în plin divorț. Acum, dați-mi voie că înainte să răspund la întrebarea dumneavoastră și implicit, și dați-mi, am rugămintea să mă opriți la momentul respectiv și cu apelativul stați jos. Eu, se poate spune foarte multe despre singurătate. Cred că este o certitudine. Și această certitudine este că e bine. Sigur, la apropiații noștri, în primul rând. Dacă știm că sunt singuri, să interacționăm cu ei. Însă, cu imediata extraordinară remarcă, trebuie să facem deosebirea dintre compătimire și compasiune. Nu vei începe niciodată. Măi, știu că ești singur. Ce rău e să fii singur. Compătimirea nu are valențe psihologice. Nici chiar compasiunea stridentă. În al doilea rând, când e vorba de singurătate, trebuie să facem o distinție netă între singurătatea fizică și singurătatea psihosocială, sau cea trăită, s-a spus aici. Cele două sunt asociate, dar nu sunt nici cum în raport de necesitate. Adică, singurătatea fizică nu duce în toate cazurile și nu este întotdeauna o solitudine, o singurătate trăită. Poți să fii singur, în paranteză, niciodată nu ești singur. Capul nostru este populat mereu de persoane apropiate, pe care le iubim, pe care nu le iubim atât, dar ele sunt în noi și dialogăm cu ele. Dar chiar făcând abstracție de acest lucru. Nu suntem, putem fi singuri și uneori ne bucurăm că suntem singuri fizic. După cum? Putem fi numai o mulțime, nu numai o mulțime amorfă, putem fi între apropiații noștri, prin excepție chiar în familie și chiar de Crăciun și să ne simțim singuri. În al treilea rând, trebuie să facem o deosebire fundamentală, de asemenea, între singurătatea, hai să zicem, solitudinea, adică singurătatea trăită, dar și cea fizică, circumstanțială și cea cronică. Circumstanțială este și pasageră, nu e în fond nicio problemă, singurătatea cronică este asociată în general cu depresia, cu gânduri negre. Și de aceea, cei în vârstă sunt într-o situație aparte. Fiindcă la tine, aproape necesar, solitudinea, singurătatea, simțul
că ești respins chiar, nu este unul care dăinuie. Știi că se va sfârși. La cei mai în vârstă, la bătrâni, e cu o perspectivă mai sumă. Și aș putea aici vorbi, dar vom găsi probabil o altă ocazie, să vorbim despre diferențele enorme care există între singurătatea și bătrânețea la sat și singurătatea și bătrânețea în marile orașe. Sunt avantaje și dezavantaje. Factor, de exemplu, la sat este rânduiala și rostul, despre care de asemenea s-a vorbit. Țăran nu este pensionar, nici acum în fond. Ci îi se restrânge activitatea și așa frumos sunt descrise chestiile astea. Are o gospodărie mare, cai, vaci, bivori, în ce renunță, ajunge la porci și de acolo la găini. Și încet, încet nu mai ajunge la nimic și rămâne dezarmat cumva, cumva în fața vieții, de acolo există vecinătatea. La oraș, în schimb, șocul trecerii din activitate, odată cu pensionarea, la inactivitate, acum, e mai mare, acolo însă plaja de ceea ce literatura de specialitate consemnează ca selecție compensatorie, funcționează mai mult. Sunt grupurile, sunt ONG-urile, sunt atâtea alte activități. Acum, în legătură cu, într-un fel și cu ceea ce spuneați, cu ceea ce spunea și doamna psihologă. Eu cred că în toate curentele ideologice există acum un curent foarte puternic antipromovare